Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Eu sunt Mădălin, astăzi pescuim pe Olt. Am ieșit la o partidă de ciortan. Din păcate, ciortanul nu trage. Pescuiesc cu două fidere și am hotărât să-mi încerc norocul la dropshot. Am sonarul, sunt pe un loc, pe un prag. Văd că sunt ceva bibănei, nu știu, strapazan ceva. Hai să vedem dacă prindem, că la feeder nimic. Sunt cu Claudiu și cu Zamfir în depărtare. Ia să-i vedem. Așa, dacă o să prinde aici ciortan, mă apuc și eu. Până atunci, hai să dăm la dropshot. Montura e una simplă. Am o ceburească, n-am avut plumb de dropshot. Un cârlig. O agrafă. Îi punem o gumă. Și dăm pe el. Așa, hai să vedem primul lanseu. Dau exact lângă barca. Fac pe verticală. Ah, am avut prima dată. Opa, l-am luat. Un bibanel frumos. Nu, un bibanel. Așa, continuăm. L-am luat. Un strapazan. Asta se eliberează direct. Păcat de ei. Hai, gura mare și lasă în guma. Hop. Cred că o să fac și un live, dacă trage așa des. Hop, l-am luat. Un bibanel.
Deci ați văzut filmarea, n-am întrerupt-o. Hop. Un bibanel mai mic. Ciortanul nu trage, trage bibanelul, măcar să prind câțiva bibanii mai frumoși, să fac o prăjală. Hop. Strapazanu. Dăm drumul la gumă, te rog frumos. Te rog frumos, dăm drumul la gumă. Ba da, așa. Tras cum a ajuns pe fund. Mamă, ce ciocan a dat. Hop, așa. E, ăsta e de păstrat. Decât să prind ciortan. Se eliberez, mai bine iau un biban de asta. Ușor, ușor. Hai să băgăm la. Așa. Deci ați văzut distracție, distracție mare. Prindem toate mărimile, de la mic la mare. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui videoclip. Să lăsați un comentariu. Hop. Ploaie de bibani, ploaie de bibani. Hop, unul după altul. Mamă, ce mic e ăsta. Hai, prietene, du-te. Hop.
M-a anunțat și pe mine dacă trage crapul. Am băieții pe crap. Crap ciortan. O să vă fac și câteva cadre cu drona. Ah, l-am scăpat. Ah, ce bucată, ce bucățică am scăpat. Strapoazanu. Ușor, 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 că te duci înapoi. Rugămintea mea ar fi să nu luați strapazan de ăștia, că e păcat de ei. Peste 2 ani mai bine prindem și alei decât să... Bibonelo, bibonelo, bibonelo. Ia uita ce e pe sonar. E plin. Hop, și așa. Ups. Du-te, mă, puștule, mă. Du-te tare. Folosesc o lansetă cu putere de 20 grame. Am o ceburască de 5 grame. Și ăsta e un bibonel de 7 grame. Da. Cine? Ciortanu? S-au adunat bibanii. Da. Bibanii și strapazanii. Ăsta stă înfoiat. Nu te mai înfoia, prietene. Că ești mic. Ia, înfoaie-te la cameră. Așa, deci vă spuneam că folosesc o lansetă 20 grame Fox Terminator Pro, modelul Finesse Game Spin.
La sfârșit să veniți să dăm noroc, că miroase mâna a pește. Opa! Opa! Bibi! Bă, dacă vă dă pește mare, mă bag și eu. Voi dați numai după mare, a? Am înțeles. E măcelărită guma, dar mai merge. Da, băieții dau după pește mare. E mai greu la intercepție, da, și când le dă. Cred că iau o pauză să schimb mămăliga la fidere. Ceva s-a întâmplat. Nu le mai place culoarea. Bun, vă fac câteva cadre cu drona și vă las cu un ultim biban. E, ăsta e ultimul pe filmare. Eu o să mai continui să pescuiesc. Ați văzut, opresc câțiva, restul eliberez. Până data viitoare, să aveți fir întins. Eu am fost Mădălin. Hai să vă arăt și captura. Ăștia-s bibanii care i-am oprit. Din păcate mi-am pierdut telefonul. Am vrut să vă fac un live și mi-a picat telefonul în apă. Asta e. E bine că nu era vechi, avea o săptămână. Bun, atât am vrut să vă arăt peștii.